Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Rămâne mut da, câinele. Da, 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 da. Se oprește câinele din la trafic. Bă, ce golani sunt ăștia, pe cuvântul. Genială e asta. Asta îmi aduce aminte de aia lui Șumudică, cu vestiarul, când fumau aia în vestiar. Așa. Și am intrat în vestiar, era un fum de stătea bicicleta singură în picioare, fără cric. Da, 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 da. Nicio legătură. Deci era un fum de stătea bicicleta în picioare, fără cric. Sau cum a fost expresia de ieri a participantului nostru la unul dintre concursuri. Da. La cel cu la la cu saltele. Și a zis cu saltele, bravo. Că taică-su are o vorbă. Omul și când cade din pom, tot stă 5 minute jos. Bravo. Da, chiar mi-aduc aminte. De unde vin astea? Vreți să ne trimiteți niște mesaje? Dacă mai aveți astfel de expresii absolut surprinzătoare care ne fac să râdem și puțin care, folosite, da. Da, și care descriu foarte bine o situație în feluri în care nu ne-am fi gândit, dați-ne-le pe WhatsApp. Poate că citim câteva. 0728-3D1-3D2 numărul nostru de WhatsApp. Poate vine ceva. Sunt unele care n-au nicio logică, dar par cumva să descrie foarte bine situația. Mie îmi place expresia lui Luca, vrăjeală cu pirații. Nu înțeleg. Vrăjeală înțeleg. Pirații știu ce sunt, dar vrăjeală cu pirați? La ce se referă? Bine, te gândești la, nu știu, mie îmi vine în cap Peter Pan. De unde vine asta cu vrăjeală cu pirații? Nu știu să spun. A, bă, vezi că asta e vrăjeală cu pirații. Da. Cele mai multe n-au, sunt aneuri, cum se zice. Bun. Te bat până îți stă ceasul electronic, ne zice cineva. Mă rog, încep să vină mesaje, dar le așteptăm în continuare. Hai să vedem, dacă puteți face o intervenție cu asta, mulțumim foarte mult. Am ia zi, Luca. Este festival, adică de expresii. Acum mi-e greu să opresc scrollul ăsta ca să vă citesc ce am dobândit pe aici. Ține cu deștul. Cert e că cea mai des întâlnită expresie în dimineața asta, da, deși o știm de mult, e aia cu când ești prost de mic, când ești mare, numai te joci. Te joci, da. Deci asta a venit în neștire. Asta pare a fi la modă în România acestei perioade, a? Să știi că da. Și în rest, fii atent. Ia. Trebuie să înțelegeți pauzele, deci realmente sunt atât de multe mesaje că te-ai fugit, Luca, de pe tabletă. Spun imediat. Așa e de frig afară, de îngheață mielul un câine. Nu înțeleg deloc pe asta. Cum, bă? Că se referă la un câine care a mâncat niște gesturi de carne de miel de la o masă și îngheață carnea în el de frig. Ok. Se uită la mine ca melcul la sudură. Ca melcul la sudură. Iarăși foarte des întâlnită și expresie care mie... Ca melcul la sudură, serios? O expresie care mie îmi place foarte mult, ea cu era așa de ceață, călătra câinele către casă. Și a venit în mai multe versiuni și cu aia, călătra către perete. E sau foarte bună. E așa de ceață că am ieșit să întorc câinele călătra către perete. Da. Asta e o expresie bombă. Te uiți ca omida la sudură, este o variațiune alea cu melcul. Mai bună, mai bună cu melcul, îmi place mai mult. O dai din Fanta în cola. O dai din Fanta în cola, adică un fel de vrăjeală cu pirați, da, dar prăcuritoare. Te uiți la mine ca broasca la barieră. Ok. Stărâma în coate. Râzi ca capra la salcâm. Mă scuzați. Scuzi ca cacofonie. Asta e, așa e expresia. Capra la salcâm. Și de la Cătălin, că el e singurul care a semnat. Ba nu, uite, și Costi din Craiova a zis de aia cu omida la sudură. E urâtă de mușcă mânzul din iapă. Ok, ha? E vorba de la Suceava. E urâtă de mușcă mânzul din iapă. Da. Asta e mai... Mie mi-a plăcut alta, nu știu cât e de originală sau nu, de la Alexandru. Prietenul la nevastă se cunoaște. Merge. Acum... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.